Teatrul are foarte multe pretenții și dacă îl iei în serios, este la fel de obositor și de cum să spun eu, acaparant, că joci dramă, că joci comedie. Că trebuie să ai toată, cum să spun eu, tot adevărul, toată sinceritatea la îndemână ca să poți cuceri publicul. Faci degeaba ghidul și dacă nu sunt pornite din tine și nu țâșnesc din tine. Uneori e chiar poate mai greu la comedie, pentru că trebuie să ai o măsură, trebuie să ai, cum să spun eu, și o stare permanent bună, care de fapt se instalează când te duci la teatru și te vezi pe scenă, se instalează în tine, indiferent ce te preocupă sau te indispune în momentele alea. Dar nu e adevărat că e mai ușor sau mai greu, sunt la fel de pretențioase și, repet, dacă vrei să faci profesia la ștacheta pe care ți-ai propus-o, trebuie să cercetezi tot ce te înconjoară, să fii cu ochii mari la toate personajele care seamănă cu cel pe care îl interpretezi, de la care poți să împrumuți ceva, de la care poți să câștigi ceva, să afli ceva, să te inspiri, știi? Fiindcă uneori, sigur că regizorul îți dă direcția rolului, dar unele chestii le descoperi singur. Și vreau să spun că am avut surprize și după câțiva ani de interpretarea unui rol, am găsit lucruri care nu m-am așteptat să le găsesc și care se potriveau teribil și care erau foarte bune.